bună și bine v-am găsit, dragi români, oriunde v-ați afla, la nouă ediție Marca în lupului. Dacă vă place despre noi, vă rugăm să nu uitați like, share și subscribe. Am un invitat de seamă în studio, un nou studio în gura lupului, venit de departe, tocmai de la Freiburg. Și spunem, bine ați venit, domnule doctor Neagu, de la Institutul Român, Biblioteca Românească de la Freiburg. Bine v-am găsit, domnule Lupu. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, onorat de vizită și să știți că vă promit că poate în primăvară venim să facem o emisiune la dumneavoastră acolo. Eu am văzut ce este acolo, trebuie să știește spectatorii. Avem uh, documente de o mare valoare și din păcate statul român nu prea vrea să beneficieze el, nu știu de ce. Uh, nu știu. Vă aștept cu nerăbdare să știți că uh, statul român este o noțiune foarte abstractă dar sunt în cadrul statului român chiar în rândul organelor comp competente o serie de personalități care au devenit în, ultim, în ultimii ani extrem de interesant, interesate de preluarea uh, patrimoniului cultural și istoric uriaș care se găsește la Freiburg. Gândiți-vă că avem 20 de lăzi cu... Arhiva Comitetului Național Român, care a fost guvernul român în exil, inițial condus de generalul Rădescu și, și apoi de uh, Vi Vișoianu. A funcționat întâi foarte scurt la Washington și apoi sub Vișoianu la New York. Uh, ce să vă spun? Sunt acolo lucruri extraordinar de valoroase care arată că pe perioada în care în România conduceau sovieticii cu marionete românești acolo existau în occident existau personalități românești politice de prim rang care nu făceau niciun compromis față de interesele permanente ale României. Dați-ne câteva exemple să vă, dau, să vă dau câteva exemple. Da. Îmi amintesc acum, Comitetul Național Român avea reprezentanți în principalele uh, metropole ale Europei și chiar în alte continente. Uh, la uh, Istanbul era reprezentantul Comitetului Național Român, uh, ilustru profesor de uh, mare Cunoscător al limbii turce și a cunoștea de altfel 12 limbi străine, avea foarte mare talent în acest domeniu, și într-o zi, de ce i a primit vizita unui reprezentant al rușilor albi, retrași, deci, din Rusia sovietică, și acesta i-a propus. Uh, un program de luptă comun împotriva comunismului din Uniunea Sovietică și din România. Uh, citind programul, de cei s-a arătat entuziast și uh, l-a semnat imediat, însă luându rezerva că trebuie să anunțe șeful de la New York pe Vișoianu, uh, el era... Șeful Comitetului Național, primul ministru al României în exil. În exil da. Și trebuia el să ia o hotărâre în această privință. Și uh, am citit și declarația comună, uh, era în, ar în arhiva noastră, și scrisoarea lui de cei către Vișoianu și răspunsul lui Vișoianu, care este de o inteligență și de un bun simț și de o orientare politică excepțională, scrie Vișoianu. Dragă de cei, nu contează faptul că există ruși albi, pentru că țarii au fost dușmanii României la fel de înverșunați ca și comuniștii bolșevicii ruși. Ce da? Spune, ăștia, comuniștii, sunt mai criminali decât țarii, dar nu ne iubesc uh, mai puțin decât ne iubeau țarii. Tot atât de puțin ne iubeau și țarii și tot atât de rău s-au purtat cu noi ca și uh, comuniștii. Mai rău, comuniștii, dar și ei s-au purtat foarte rău. De pildă, în războiul de independență al nostru, care a fost de fapt, războiul ruso turc din 1877-1878. Atunci, rușii pierduseră războiul, a intervenit armata lui Carol I, care a întors de, uh, soarta, războiului. soarta războiului și, în felul acesta, rușii au câștigat războiul și noi ne-am câștigat independența și, drept răsplată, că. I-am ajutat, rușii ne-au luat atunci sudul Basarabiei, trei județe. Păi să nu le -au, uităm, le -au vestitul Cogălinceanu a spus că ne-ați luat ce era al nostru și ne-ați dat ce nu era al vostru, că a dat Dobrogea atunci. Da, și au mai fost asemenea situații cu rușii de-a lungul anilor. În primul război mondial, România a fost aliată cu Rusia. Și în acest timp, trupele rusești treceau prin România spre Ardeal să lupte cu armata austriacă și armata germană care era în Ardeal în perioada respectivă. Și se știa, de pildă, că trec să, să zicem, nu vă pot da acum cu exactitate anumite orașe prin care a trecut anumite regimente. Să zicem că prin Bacău trebuia să treacă regim, regimentul 16 infanterie din armata țarului. Cu 3-4 zile înainte primarul din Bacău primea o scrisoare de la centru «Stimate domnule primar, Săptămâna următoare urmează să treacă prin orașul dumneavoastră regimentul numărul X al armatei uh, tariste. Uh, pentru a evita crime, jafuri, violuri, etc., vă sfătuim să aruncați la canal toată cantitatea de băuturi alcoolice din localitate, urmând a fi despăgubiți după încheiarea păcii. Deci, venea o armată aliată și trebuiau luate măsuri prin, pentru a preîntâmpina crime, jafuri și violuri de la o armată aliată. Vă dați seama că și Rusia țaristă nu era uh, prietenă rațională, civilizată cu România. La fel s-au comportat oricum și în al doilea război mondial. Pentru după semnarea tratatului Ribbentrop-Molotov ne-au cotropit, ne-au invadat, au luat mii de basarabeni, zeci de mii de basarabeni, i au trimis în Siberia. Adică... Acum să știți că se discută, eu vin acum de la Pitești, unde a fost un simpozion internațional, <coughs> unde s-a discutat destul de mult despre foametea din uh, uh, Republica Moldova din anii 1946-47, când sovieticii în toate satele din Basarabia au, au confiscat în noiembrie tot și au murit atunci de foame, um, dispăruți căutând mâncare prin alte zone. Am făcut câteva interviuri peste cu supraviețuitorii aici. 300 Peste 300.000 de persoane au murit atunci din... 3 milioane și jumătate de uh, români basarabeni. În total, un milion de în deportările din Siberia, și așa mai departe, uh, în anchete, în uh, închisori, uh, au murit uh, mai mult de un milion de basarabeni. Din cei 3 milioane și jumătate cât existau în Basarabia. Deci, mai mult de un sfert au fost uciși de sovietici. Din păcate, rusul nu a fost niciodată prieten cu românul. Eu am mai spus-o asta și în alte emisiuni. Românul, practic, este rusofob. Oricine ar spune că noi iubim foarte mult pe și nu este adevărat. Să știți, însă, nu, nu sunt toți românii um, foarte inteligenți, ci <gătă> sunt unii români sugestibili. Și propaganda rusă, să știți că este foarte intensă. Pentru că au lipsă de educație, Ei nu știu adevărul istoric. Dacă ar ști adevărul istoric sau măcar ar citi, cu siguranță ar înțelege lucrurile astea. Dar aș vrea să revin la o, o, temă dragă mie, eu vă felicit pentru caietele pe care le scoate biblioteca de la Freiburg, am primit o cadou de la dumneavoastră, ultimul caiet și iarăși pentru telespectatori, dacă au uitat din cealaltă emisiune, domnul doctor a fost cel care l-a tratat în ultimii ani pe Petrețuția. și am văzut acolo corespondența lui Petrețuția cu, cu Cioran să spuneți mai multe lucruri. Da, în primul rând vreau să vă fac o mică corectare. Nu în ultimii ani l-am tratat pe Petre l-am tratat pe Petre în ultimii 25 de ani ah, ai vieții Scuze, sale. da, 25 de ani. El suferea de o anemie pernicioasă și avea nevoie de vitamine B, B1, B6, B2, B12, și a fost fobion extras de ficat și le tregeam pe toate într-o seringă de um, 10 ml și făceam în fiecare zi 10 zile de două ori pe an și în felul ăsta îl mențineam într-o stare de sănătate bună timp de 25 de ani. Eu am plecat după mineriada din iunie 90, am mai trăit un an pe urmă, da, a cunoscut, e adevărat, gloria pe care o meritase tot timpul și care i-a lipsit începând din 1964, când a ieșit din închisoare, până în decembrie 89, când i-a trimis, era Dumitru Mazilu, unul dintre corifeii Puciului și Mazilu a trimis un soldat cu Kalashnikov să-l apere dacă vine securitatea să-l împuște pentru că securitatea venea din două în două săptămâni la el și confiscat tot ce scrisese în timpul ăsta și mai lua din cărți... Mai existoare îl, pe undeva... Îl chinuia. Documentele pe care le-a confiscat securitatea... Sunt, toate sunt la securitate aș putea spune aici unii dintre oamenii serioși nu vor sesiza gluma amară, La securitate au fost păstrate mai bine decât dacă rămâneau la el, pentru că la el le mai făcea cadou pe la discipoli care le pierdeau, nu le păstrau, securitatea le-a păstrat foarte bine. Ce, ce l-a făcut pe Petețuțe, totuși, să spună că îmi pare rău că am făcut pușcărie pentru un popor de dobitoci? Domnule, ce se întâmplă? Tuțea mi-a spus mie de multe ori, în, după 1965, eu l-am cunoscut în 65. mi-a mi povestit de multe ori că um, el nu, nu poate. Dacă comunismul cade în Rusia, el trebuie în 24 de ore să cadă și în România. Și uh, el a fost nemulțumit de faptul că uh, a început o revoluție și a avut succes un puci. Fiindcă asta a fost situația. A fost puț, -a -s -a, așa și uh, lui s-a părut că uh, poporul a fost dus de nas cu prea multă ușurință. Ca așa și fost. a fost. A, așa și fost. Sigur, putem să spunem că așa și fost, dar am, mai e și altceva. Vedeți, dumneavoastră, am, oamenii politici dinainte de 1944, în 89 aveau 45 de ani în plus. Erau deja, cum să spun, pensionabili, ca să zic așa. Da. Marele copoșu, a fost dus de nas de Măgureanu și de alții. Toți aveau, din perioada interbelică, o cinste personală care nu rezona deloc în situația de după decembrie 89, unde toți comuniștii au fost bucuroși că au scăpat de Ceaușescu, fiindcă de Ceaușescu le era foarte frică. Și când ți-e frică de o persoană, te bucuri când dispare. Eu nu cred că în România au fost comuniști adevărați. Au fost comuniști oportuniști. Ei știau că rușii hotărăsc toți și că n-au voie să depășească niște limite și trebuie să încadreze în ce dă voie Moscova. Și din cauza aceasta nu puteau să aibă o libertate politică reală. Asta a lipsit în România. Erau marionete cei de la vârf și ceilalți căutau să semene cu cei de la vârf ca să nu le meargă rău în continuare. Asta a fost situația. Sigur Există un tânăr savant român în vârstă de 32 de ani, Mihai Floroiu, care în caietul numărul 20, pe care l-ați invocat da. la din aur, are o 30 ceva de pagini, aproape 40 de pagini, cu schimbul de scrisori dintre Petre Țuțea și Emil Cioran, păstrat la securitate. Este vorba de două minți strălucite românești care discută prin intermediul scrisorilor despre probleme fundamentale ale omenirii și despre frumoasele sentimente pe care le nutresc unul către celălalt datorită faptului că mintea lor funcționează pe aceeași lungime de undă. Și e o mare desfătare intelectuală să citești aceste scrisori pe care Floroiu este primul care le-a um, scos din arhivele securității, deci în acest caiet ele sunt absolut inedite. Dați-ne câteva exemple pentru telespectatori. Mi-e greu să vă dau. Vedeți dumneavoastră, este, ar trebui să am cartea în față și să citesc din ea pentru că este nu numai ideea, este și strălucirea stilului. Ciorani era un stilist, iar um, Țuțea... Și el are o rigoare logică pe care o minte mai puțin dotată decât a lui nu o poate reproduce exact. Corect. Dacă aveți formatul și PDF al cărții. Cașa așa poate îl putem pune în link la emisiune și să aibă acces toată lumea. Că găsim undeva de cumpărat? Pot să... Uh, dumneavoastră, uh, vi-l trimit vi când ajung la Freiburg Poimine, vi-l trimit prin e-mail și, okay. Vei și, și îl Ok, și putem pune să sigur, pune pe link. Este e, e, foarte... mie mi-a plăcut minunat. foarte mult, da. Sunt da. scrisori minunate. Sunt Corect. Scrisori. Și mi-a mai adus acum Floroiu o scrisoare a lui... Um, Mircea Eliade de Cătrețuțea, la fel de frumoasă, dar o păstrez pentru simpozionul internațional Eliade de anul viitor, pe care îl organizează poeta Mona, e o poetă la Pitești, Mona Vâlceanu, face face în fiecare an un simpozion Eliade. Tu mă invitați că sigur vin. Și mai faci și înregistrări acolo Spre cu ceilalți. la sfârșitul martie va M-aș îndepărta acum puțin de institutul la Freiburg. Dumneavoastră, bineînțeles, aveți o experiență și ați trăit o viață întreagă. Ce părere aveți despre cei 50% dintre românii care nu merg la vot? Cu toate că toți au pretenția că, bă... vedeți ce se întâmplă. 50% poate sunt, în orice caz nu sunt 60%. Da? No. 50 și ceva la sută. Da. Știți, când spuneți 50 la sută. E trist jumătate. Parcă mă bate cineva ca român. Este rușinos acest lucru, dar în același timp exprimă și lipsa de încredere a românilor în politică. Pentru că lipsind un șef dur, cum era Ceaușescu. Gândiți-vă că în România lui Ceaușescu, era un articol în codul penal care spunea așa, de lapidările de la 100 de mii de lei în sus se condamnă prin împușcare. Deci, cu 100 de mii de lei puteai să cumperi în vremea lui Ceaușescu 3333 de dolari. Fiindcă era 30 de lei dolarul la negru. Da. Că altfel nu puteai să-l cumperi. Deci, dacă delapidai 3333 de dolari, erai împușcat. Pe astăzi se discută în Parlament dacă mita începe de la 500 de mii de euro sau de la un milion, că de sub nu emită. E ce educație fac pentru copiii noștri, acești politicieni, când văd că... Dom'le, asta explică de ce lumea nu vine la mod, la vot. Când vede ce se discută în Parlament, nu poți. Trebuie să-ți calci pe inimă din mare dragoste pentru România ca să alegi, partidul pe care îl consider cel mai puțin vinovat de ce se întâmplă astăzi. Dar totuși măcar îți asumi, mergi. Da, da, vedeți... Păi vedeți. când vezi că PNL, PSD, tot ei domină, ei au mărit prețurile la stați în Germania, dar la noi prețurile sunt mai mari ca în Germania la curent electric, la benzină e tot pe acolo, pâine mai scumpă, la noi mâncare în general e mai scumpă în România, că salariul nostru minim e vorba aia. Am văzut, am văzut chestia. Mai scump ca în Germania unele lucruri sunt ceva mai scumpe, e adevărat. Da, dar când te raportezi la salariu? Da. Mai sfârșit, există o oarecare strădanie din partea unui număr extrem de mic de politicieni ca să salveze câte ceva, să amâne un dezastru. Există asemenea strădanii, pe care le constat cu bucurie, și poate că le exagerez în sufletul meu, din dorința redresării țării. Pot să mă buc... Există oameni care se bucură când văd că lucrurile merg prost și spun: Așa ne trebuie, că nu știm să ne alegem. Uh, nici... Ad adevărul că avem conducători pe care -i merităm? Da. Dar și ceilalți 50% care nu ies la vot sunt la fel de vinovați ca și ceilalți care au votat. E sigur. Pentru că legitimează o putere. Da, sigur. Aveți dreptate. Totuși, există. Ei nu ies la vot pentru că nu au încredere nici în PNL, nici în PSD, nici în AUR, nici în USR, nici în celelalte. Nu au partide. încredere. N-au încredere pentru că au văzut că. A deveni uh, politician profesionist uh, după mai multe mandate și așa mai departe, înseamnă a deveni din ce în ce mai uh, infractor în cele din urmă. Pentru că există trafic de influență. Eu mă uit la Institutul Cultural Român, din care. Uh, pentru a aprecia oamenii de valoare, cauți care de ei și-au dat demisia. <răzări> Ăștia sunt oamenii de valoare care nu și-au dat, de trist, ce spuneți. Care nu și au dat demisia, înseamnă că au ajuns acolo fără să merite. Am văzut și noi diverse interviuri ale așa zisilor oameni de cultură, reprezentanții Institutului Cultural Român, puși în diverse poziții, nu știu, Portugalia, Londra și așa mai departe, care sunt oameni care nu prea au multă școală. Și atunci eu, ca român, cum pot să fiu mândru că un tovarăș ca a cel sau ca acea sunt cei care mă reprezintă pe mine din punct de vedere cultural. Nu e o găseliță doar de a plăti niște comisioane cuiva da. că ți-au făcut la un moment dat vreun serviciu. Vedeți, trebuie să ne ferim să pronunțăm uh, expresii care uh, legitimează uh, aceste persoane care nu cunosc limba română, gramatica limbii române, nu o cunosc, nu au niciun pic de cultură generală. Am uh, avut ministru nu... educației în România, profesor, profesor de limba română, care nici nu știa limba română. Vedeți, asta este, de, nu trebuie spus că nu au școală. ăștia, toți și-au asigurat. Uh, Bacalaureat nemeritat, licență nemeritată, doctorat nemeritat, masterate nemeritate, cumpărate sau date pe ochi frumoși sau mai știu eu cum, și e, ei școală au, dar fără să merite. Și asta e tragedia: că nu au cunoștințele necesare. Asta, asta vreau să vă spun apropo de dialogul dintre Suțea și Cioran. Este dialogul dintre două minți strălucite, pline cu o vastă cultură și totul animat de o mare dragoste de țară. Asta se cunoaște din scrisorile lor că sunt foarte apropiați mental, sufletește, de România. Patriotic. Au da. România în inimă. Da, da. Politicienii de astăzi mai au românia. Inima sau doar uh, uh, buzunarul în inimile lor? Dom'le, ce se întâmplă? Dar și generațiile acestea din care, care făcea parte, Eliade, Țuțea, Cioran și ceilalți, astea le aveau ca mentor până Ionescu. Adică trebuie profesori desăvârșiți ca să formeze generații desăvârșite. Eu am făcut un liceu foarte bun în București, liceul Lazar, și am avut profesori excepționali. Soția mea e profesoară de matematică, între alte profesiuni pe care le-a exercitat ca informatician și ca traducătoare și așa mai departe. Și îmi spunea, ea până la urmă a am plecat fiind profesoară la Liceul German din București și înainte însă mai suplinise pe la licee industriale, pe în cartiere și îmi spunea, domnule, am avut de pildă la Liceul German o clasă în care era și toader paleologul și încă 5, 6, 7 uh, copii Extraordinar de inteligenți cu părinții acasă, care îi stimulau să învețe și să-și dezvolte cultura generală, și cu care era o mare plăcere să lucrezi, 5, 6, 7. Dacă ai 10 uh, elevi excepționali, nici nu te interesează, practic, ceilalți, deși ceilalți sunt toți atenți că să ajungă și ei ca ăștia 10. Dar sunt, erau licee industriale prin diferite cartiere mai mărginașe unde nimeni nu era interesat să învețe. Adică era o clasă lipsită de ecou intelectual când vrei să faci ceva deosebit cu ei. Am înțeles. Foarte interesant ce am povestit acum. Dar astăzi, credeți că vreun liceu ca mai vorbim de ce înțeleg. Acum tot sunt. Eu urmăresc circa 50-60 de reviste care apar în România. Și sunt reviste care apar prin județe, la Galați, Dunărea de Jos. Sunt fel de. în fiecare județ apare câte o revistă de cultură. Și sunt prin diferite orașe. E adevărat, mai mult în reședințele de județ. E câte un profesor pasionat de matematică, de fizică, de chimie și ai dintr-un liceu de provincie Mizil, știu eu de unde ai 5-6 de medaliați la olimpiade internaționale adică o chestie de-asta îți dai seama că ceea ce face profesorul respectiv la Mizil dacă am avea noi românii o de profesori ca, ca de la ăsta Mizil. Ar fi România, cum se spun, Atena Antică Fabulos, da, da, da. în pe harta spirituală a lumii. Da, am înțeles. Aș mai avea o întrebare, tot vis-a-vis -vis de Petre Tutea. Ați văzut o schimbare după ce a ieșit din pușcărie și în cei 25 de ani pe la sfârșitul vieții? Că la sfârșit a spus clar că Ceaușescu, de fapt, a fost un patriot. Ce a făcut el pentru România nu o să mai facă nimeni. Domnule, ce se întâmplă? A dreptate? Domnule, el el îl admira pe Ceaușescu dar admirația lui pentru Ceaușescu era admirația performanței politice a unui individ cu patru clase primare studii. Că Ceaușescu în ultima instanță a avut patru clase primare studii pe bune. Dar totuși viața l-a făcut să fie atât de abil în politica externă, că noi nu mai avem politică externă cum era pe vremea lui Ceaușescu. Să nu uităm că regina Angliei l-a plimbat cu caleașca, a fost a vizită la, America, la Președința Americii, cu toate că el era în estic, bloc blocul țărilor ca er. Deci a avut realizări că noi ăștia de astăzi, ai noștri de astăzi, nu o să mai aibă în vecii vecilor. Eu, eu vă spun că el a avut niște inspirații și niște noroace. De pildă a avut inspirația Richard Nixon, a pierdut trei alegeri prezidențiale și a luat o pe a patra. Și când tot pierdea alegeri prezidențiale, Ceaușescu s-a împrietenit cu el. Și a, a simțit că ăsta cândva va eși la super. președinte, da. Și în felul ăsta Nixon ținea la Ceaușescu că l-a simțit lângă el când pierdea. Asta e un aspect Urmă, pentru mine, Ceaușescu a făcut extraordinar de mult prietenia cu China, pe care au distrus-o cu uh, ciștii după 90, fiindcă ei exprimau Moscova și între China și Nu a fost uh, o prietenie adevărată. Așa e. Nu a și nu și poate jura, fi dat. o prietenie, însă poate fi o complicitate în desfacerea Statelor Unite ale Americi. O rupă să le rupă în 7-80 bucăți diferite. Și pentru așa ceva, China se poate alia cu Rusia. Însă, mai mult nu, pentru că Manciuria este un spațiu mai mare decât România, cu o populație mai mare decât a României, pe care rușii au luat-o Chinei, Oarec. în cadrul prieteniei româno-chineze. Păi și în cadrul prieteniei... Ribbentrop, Molotov ne-au da. luat Bucovina și Basarabia. Domnule, Rusia nu are niciun prieten real datorită politicii imperialiste. Toate țările cu care se învecinează sunt țări a căror suprafață a fost ciuntită de către Uniunea Sovietică și de către Rusia și a, populații, a căror populații au fost decimate masiv de către Rusia sau Uniunea Sovietică. Așa vrea să mai dau un exemplu despre educație. Am spus-o asta, cred că în mai multe emisiuni, dar a venit Ceaușescu după ce a murit Gheorghe Gheorghe, Gheorghe dej a făcut legea învățământului, e, nu știu, 65 parcă, și până în 89 sunt cât? 24 de ani. În 24 de ani, de la 50%, conform statisticilor, de la 50% analfabeți, că atâta avea România, până în 89 noi am ajuns la peste 90% alfabetizare. Că erau școli profesionale, că da știa să scrie, să citească, mult mai bun decât... Iar astăzi, la 30 și imediat să fac 35 de ani de la Revoluție, hai să zicem 34, deci la 10 ani în plus față de ce a făcut Ceaușescu, avem peste 50% analfabeti funcționali. Știți care este diferența între analfabetul de pe vremea lui Ceaușescu și analfabetul de astăzi? Cel de pe vremea lui Ceaușescu știa să țină măcar o sapă în mână, un hârleț. Cel de astăzi, cel analfabet funcțional, nici măcar asta nu știe. Da. Bine, acum să știți că eu personal îi reproșez lui Ceaușescu cu faptul că după ce și-a plătit datorii și putea să aibă grijă de, de popor. poporul român, să-i da. dea Așa mâncare, ai. să... Să dea, dea televizor color că toată lumea să dea la coară. O mașină... Eu, eu, ca medic, văd mai mult problema cu mâncarea. El a ținut în continuare înfometat poporul ca să împrumute miliarde unor alte state să devină el liderul lumii a treia. Asta era scopul lui. Și asta se făcea împrumutându-le miliarde aceste datorii, sigur că de Adrian Năstase au fost iertate contra unor comisioane. Cine avea un miliard, dea uh, 100 de milioane statului român și nu știu cât. Uh, lui, lui personal. personal și, și, era... și în felul ăsta era iertate de datorii. Hai să facem o comparație, domnule doctor. Ciolacu, astăzi, care a terminat când a terminat și cum a terminat și ce a terminat și ce bacalaureat a terminat. Și facultate, și nu mai spun. Și Ceaușescu, care bă, a terminat patru clase și a făcut. Era cum îi spuneau, cizmarul. Primul cizmar al țării, da? Care era mai patriot? Ceaușescu sau ce Dom'le, Domnule, Ceaușescu era mai patriot în sensul că el vroia să fie șeful unei țări care contează. El, el vroia ca România să conteze. Și Ciolacu e, nu vrea să conteze eu, România? Eu cred că pe Ciolacu nu l interesează ca România să conteze. Eu cred că pe el, în general, nu l interesează soarta României. E foarte ce ce spuneți, domnul doctor. Asta e părerea mea. Pe, în primul rând, dacă l-ar interesa soarta României, ar trebui să nu candideze. <laughs> Bună asta! Asta e părerea mea. Și ce părere aveți că am văzut clipurile din campania de locale, în afară de vestitele benere cu ciuca al nostru, cu cartea vestită care te um obnosta și slujba țării, cred că se cheamă, care după aia nici n-a mai scos, s-a transformat -o în PDF și a povestit o chestie care de fapt după aia s-a demonstrat cu italienii că nici nu e adevărată, că nu e niciun erou de la Nasiria. Cum să-și aroge ei dreptul să spună noi, că așa a fost clipul de campanie, noi și brătienilor, pe care brătieni decât că s-au făcut titereze în mormânt. Da, nu. Păi, ne uităm? Cine? Ciucă? Iolbanis? Cine mai e la secretarul general, la care era electrician înainte? Cum îl cheamă? Am uitat. Ah, nu contează. Ca dovada faptului că e neinteresant. Domnul Lupu, dacă ne uităm la spectrul candidaților, singurul care are experiență politică câștigată prin inteligență și noroc de niște funcții și în străinătate și în România, este Mircea Joană, după părerea mea. Este... Da, dar Mircea Joană nu e același pesedist? Este plecat adică, de la bă, PSD. a plecat din familia aia, a fost, a dansat banii, cât tot apare în presă. Domnule, în să știți că apar foarte Eu multe cred că, că americani, eu cred că americanii le-au spus în felul următor. Bă, lasă-te bătut acum cu Băsescu, că n-a fost hai la dragostea mea. Lasă-te bătut acum că îți dăm noi o funcție ceva de rost. Cred că americanii au fost băieți face și s-au ținut de cuvânt. Da, Dar el spune, pe persoană fizică mi-am luat funcția. Hai mă, lași. Domnule, eu zic că a avut noroc. Eu, a, ah, părerea, corect. părerea mea este că a avut noroc. Dar pe funcțiile pe care le-a avut ca om norocos, le-a făcut față, domnule. Că putea să aibă noroc. La să nu facă spate. Și să nu, și -a să a fost nu zilele facă trecute. Față. Cu o mașină nu. că nu știa să conducă. Să știți, au mai fost unul, Oprea, care a apărut și a dispărut. Sunt mulți care apar și dispar. Apar. Mihai Răzvan, Ungureanu, a apărut și a dispărut. Bine, acolo a fost corupție fost moștenirea aia Gojdu de nu știu câte pe care miliarde înseamnă. pe care el a spus România n-are nevoie luați-o voi ungurilor poate puteți să o folosiți voi mai bine decât noi este e un gest de și... prietenie dacă mai aveți ocazia să nu ne mai omorâți cum ne-ați omorât atâtea da, stați cu minții în banca voastră ok, aici nu suntem de acord cu, cu, cu tovarășul, dar când te uiți pe eșicher ciucă. Ciolacu. Ah. Săriți. să sărim. Joana, care e cel cu pisica, așa? La Sconi. Ce părere aveți de la Sconi? Domnule, la Sconi o să vă mire, dar va fi votată în diaspora, fiindcă usr este un partid făcut la computer și românii din diaspora toți lucrează la computer și haideți, haideți să vă vând un pont. Știți cu cine a vândat cel mai mult diaspora la legile la europarlamentare? O șoacă. Partidul dar mm. <laughs> Eu mă uit după, după AEP. Autoritatea electorală permanentă, te uiți acolo pe diaspora și vezi numărul de voturi și procentele. Aurul. Dacă... E adevărat că Aurul a avut câțiva reprezentanți care au făcut turnee înainte. Am avut și noi la frate. I-au vorbit la posturile de radio românești local. Uh, aurul a fost uh, prezent a, a în punct, diaspora, a punctat în diaspora înainte de alegeri Recep. și a trimis artilerie grea. L-a trimis pe Lavric, care e cel mai deștept și mai cult de acolo. Uh, am, au fost, sigur, am fost de față, am fost și eu la postul de radio local românesc în Freiburg și am văzut că șeful postului i-a spus lui Lavric, mai era cu un membru marcant al patru. aș vrea după emisiune să vă invit la noi la masă. Și Lavric, nefiind om politic, ci un mare savant și un mare patriot, dar fără... fără simț politic, spune, Doamne, noi suntem obosiți, plecăm. Adică nu se poate, <laughs> nu se poate în campanie că electorală. Când cineva, da. În campanie electorală trebuie să accepți orice invitație. Da, mă, care ăștia au fost cei a a venit la Freiburg, nu a venit. Nu a venit. De la n-a venit nimeni. Nu. PNL? Nu. USR-ul, usr, -ul, USR -ul, deci cu Lasconi... E, e părerea mea că va avea voturi în diaspora, și cam rău. atât. Cam atât. Călin Georgescu. Silviu Predoiu, i-am avut la emisiune la mine. Da, știu eu ce să zic, domnule, um, nu, 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 -i văd totul. Adică, nu, nu îi văd tot, adică... că dacă nu ai bani, astăzi nu poți să apar la televizor, nu simplu. Nu îi văd, nu -i văd cu ceri popor. Iar ceilalți, celelalte partide, cum a fost Ciucă de Șapu s-a peste tot, continuatorii brătierilor, o banii din subvenție. Deci subvenția care noi din buzunarul nostru dăm așa, vine partidul și spune, vă, lupule, tu la, uite la ce televiziune? Și păi pe la televiziunea XXRL. Bine, ia de aici un milion și faci propagandă la ăsta. de fapt așa se lucrează astăzi în mass media. Nu mai e niciunul independent. Sau ar fi o mână de oameni puțini independenți. Altfel nu faci bani. Da. Dobre, să știți că asta este general valabil, să nu credeți că în și în Germania, e la fel. Să nu credeți că e altfel în Germania. Iar în Germania cum e acolo? Socialiștii, gata. Domnule, situația este mult mai proastă decât în România. <laughs> mă bucur să aud spun că în Germania e mai prost ca România. Uh, pentru că spune așa, uh, partidul uh, de dreapta din Germania, alternativa pentru Germania, E un partid care în anumite landuri are spre 40%. Spre 40% în anumite landuri. Opa. Pe total e trecut de 20%. Și ăștia de la Conducere, care e o asociație de trei partide, spun, ăștia amenință democrația. Dau vina pe ei. Dau vina pe ăștia care. Reprezintă în multe landuri ap aproape că reprezintă majoritatea populației. Dacă reprezinți majoritatea populației, ești democrație, indiferent de ce susții. Corect. Uite, am văzut ce s-a întâmplat nu, la județul din poți, Austria. Nu poți să zici la... că amenință democrația. Nu, că un, pro, un procentaj care trece de 50%. Corect. It, uh, și mai spun ceva, șefii germani ies la televizor și comand, uh, condamnă patriotismul ca fiind ceva abject, populist. Nu există democrație, nu există patriotism. La fel e fac și cu în românia. E da. o demagogie ordinară. Cine zice că e patriot minte, încearcă să vă păcălească, să vă obțină votul. Patriotismul așa cum e susținut astăzi este rușinos și este o porcărie. Așa vorbesc. Uite, în Austria au câștigat, Meloni data trecută în Italia, în Germania socialiștii sunt cam pe ducă, vin ăștia. În Franța, în Franța ați văzut că e interesant că Le Pen e deja închetată cu, nu știu, cu o posibilitate de proces de 10 ani. Dar mai există justiție în Franța când l-au arestat pe ăla de la Telegram? că să-i le dea codurile, să citească băieții tot ce scrim noi pe mesaje. Bine, dumneavoastră nu aveți treabă cu... Știu că trebuie doar pe mail să conversez cu dumneavoastră sau pe telefon. Nu aveți toată tehnica asta nouă cu aplicațiile. Dar Durov, sau nu știu cum îl cheamă, a fost ridicat și 3-4 zile ținut la Mititica și după care probabil a dat codurile. Mai este asta considerată o chestie democratică? Să poți aresta o țară democratică? Cineva, când vine imediat la tine, fac, le-a băgat la răcoare? În Germania, încă nu e o băgată, dacă o se întâmple acolo. Nu, vă spun drept, politica, în general, merge foarte prost în toate țările, în afară de Singapore. Am auzit că Singapore are un regim cu totul de. A Singapore s-a ridicat datorită generalului respectiv care a. Da, Doamne, a spus așa. Cine e recidivist, trebuie împușcat. Așa, așa. Corect, corect, corect. Și în pușcărie câți recidiviști sunt? Lazit cu toți, și voi ăștia care prima dată ați intrat în pușcărie, băgați de seamă că primul lucru pe care îl furați înseamnă că primiți un glonț. Ce -a făcut și miește? Au fugit voi câteva mii de Singapore de acolo și Fati. acum pușcăriile în Singapore sunt goale. Lumea munce, Poate telespectatorii nu știu, dar o chirie în Singapore plătești cât pe 10 chirii în București, minim. Adică este un trai și o, o putere de cumpărare că s-a făcut curățenie. Poate de acel lume, general care a făcut lume. curățenie ar trebui să luăm exemplul lui și aici. Hai, nu cum pușcatul. Dar totuși să mai tăiem, nu să vedem care înseamnă partea hoției. 500 de euro sau 1.500 de euro sau 500 de euro. nu, nu, nu e corect. Așa cum industria aluminiului este energofagă, banditismul, hoția, infracționalitatea este bunăstare Da. Sunt e foarte. Gândiți-vă da, numai da. la corupția din guvern și parlament. Că ăștia iau niște bani pentru ca țara să piardă de 10 ori mai mult. Trist. Domnule doctor, aș vrea să, pentru final, misiunii, dacă vreți să transmiteți ceva telespectatorilor noștri, nu știu, gânduri de bine. Eu le spunem că să ne iubim țara în continuare, că eu, eu asta fac. Lăs țara, prin tot ceea ce fac, fiecare cu gândul și cu fapta. Eu aș vrea să transmit telespectatorilor noștri care au iubit profesiunea lor în perioada studenției și care au tendința acum să se blazeze, să renunțe. Să nu renunțe și să nu se blazeze. Și să, mai ales la profesori, să găsească măcar un copil în fiecare clasă, care să fie receptiv și să devină un intelectual în stare ca peste un număr de ani să ridice din nou România. Eu, foarte frumos și foarte adânc ce a spus. Vă mulțumesc mult. Știți că nu scăpați de mine în primăvară, vin să facem o emisiune cu documentele pe care le aveți la bibliotecă. Dragi telespectatori, oriunde v să afla, dragi români, dacă v-a plăcut, nu uitați like, share și subscribe și Alin Lupu vă iubește!